Peste 80 de bărbați suspectați de violul în grup a 8 femei și jaful armat al unei echipe de producție video dintr-un oraș sud-african s-au prezentat în instanță. Indivizii au fost prinși și arestați de către autorități în apropierea unei mine dezafectate. Conform Observator News, suspecții ar fi niște mineri care lucrează ilegal, cunoscuți sub numele de Zama Zama, care caută aur în minele părăsite. Mulți dintre mineri sunt străini, potrivit rapoartelor locale. Bandele Zama Zama de mineri ilegali sunt de asemenea învinuite pentru criminalitatea larg răspândită din zonă, spun localnicii. Violurile au avut loc atunci când echipa care filma un clip muzical la una dintre minele abandonate a fost atacată de către bărbați înarmați săptămâna trecută, conform poliției. Echipajul de 22 de persoane, 12 femei și 10 bărbați, erau ocupați cu filmarea unui videoclip când au fost atacați de un grup de bărbați înarmați, a declarat comisarul de poliție. Suspecții au ordonat tuturor să stea culcat și au violat 8 dintre femei. Mai multe le-au furat toate bunurile înainte de a fugi de la locul incidentului, a spus acesta. Toate echipamentele video ale echipajului au fost furate. În acest moment, poliția investighează 32 de acuzații de viol. Probele ADN ale femeilor atacate vor fi folosite pentru a identifica agresorii, a declarat ministrul național al poliției. Ceilalți bărbați aflați deja în custodia autorităților au șanse de a se confrunta și cu acuzații de imigrație și minerit ilegal. Peste 300 de persoane au protestat în fața tribunalului pentru a-și exprima furia față de incident. Vestea violurilor și a jafului a înfuriat comunitatea și organizațiile de femei din zonă, care s-au plâns că astfel de evenimente răspândite sunt inacceptabile, relatează Observatorul.